Bună ziua. Sunt Ion Armeanu și bine ați venit la o cafea cu prietenii, care aș dori să fie o platformă de discuții pe diverse teme, pornind de la gânduri pe care încerc să vi le comunic. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile de pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Și desigur, aștept comentariile și mesajele voastre. Astăzi m-am gândit să vorbim un pic despre ce ne motivează. Valorile și principiile sau recompensele Hai să pornim de dimineață. Cum ați început ziua de astăzi? Păi v-ați trezit dimineața, ați făcut un duș, ați luat micul dejun, v-ați băut cafea sau ceaiul. Ați folosit transportul în comun sau mașina personală. Ați interacționat cu compania pentru care lucrați sau pe care o dețineți. Ați interacționat cu partenerii voștri, cu clienții voștri, cu colegi, cu rude, cu prieteni și așa mai departe. Sunt sigur că ați interacționat cu multe persoane astăzi. Cu câte dintre ele interacția a fost plăcută? Câte dintre ele credeți că vă împărtășesc cam aceleași valori și principii cu voi? Desigur, nu toate. Să vă prezint o statistică interesantă, însă. Una din șapte corporații majore comite fraude în fiecare an. Știm cu toții câteva exemple. Secretele industriei automobilelor nu mai sunt chiar secrete. Am văzut scandalurile din ultimii ani. În industria serviciilor financiare, frauda a devenit un lucru obișnuit, nu o excepție. Am văzut criza din 2008. Pe de altă parte, însă, șase din șapte companii chiar rămân oneste și mult, șase din șapte, în ciuda tuturor tentațiilor de a lua parte la fraude. Statistica pentru persoane este asemănătoare. Tot cam unul din șapte este predispus să participe la. Fraude mai mari sau mai mici, dar șase din șapte oameni nu. Ei bine, sunt sigur că mulți dintre voi aveți acolo unde lucrați un cod de conduită. Dacă vă port purtați conform acestuia, aveți, șan aveți șanse mai mari să primiți un bonus. Pe de altă parte, dacă nu îl respectați, e mai puțin probabil uh, să primiți bonusul respectiv sau poate e probabil să primiți unul mai mic sau chiar să fiți concediat. Cu alte cuvinte, se folosește o motivație economică, financiară, pentru a-i face pe oameni mai onești sau mai atenți la principiile corporației. De ce? Pentru că reputația este o forță economică foarte puternică. Fiecare dintre noi încercăm de fapt să ne creăm o reputație, nu numai corporație, și noi ca persoane. Și încercăm să ne facem o reputație de persoană onestă, de persoană corectă, deoarece așa oamenii vor avea mai multă încredere în noi în viitor. Oricine, persoană sau corporație, mai mare sau mai mică, dacă are o reputație proastă, va pierde în viitor. Reputația este o forță foarte puternică și se reflectă în costuri și beneficii. Immanuel Kant, superstarul filozofiei germane din secolul XVIII, a venit cu noțiunea că, Indiferent de consecințe, unele acțiuni sunt corecte, iar altele sunt greșite. De exemplu, e greșit să minți. Dacă credeți că oamenii sunt motivați de valori și principii, atunci poveștile acestea cu recompense financiare, coduri de conduită, sisteme de bonusuri și așa mai departe nu ar avea prea multă logică. Dar să privim un pic mai aproape. Poate că oamenii sunt motivați de valori diferite. Ce ne motivează, de fapt? Ei bine, viața e atât de plină cu atâtea lucruri care se întâmplă, că e aproape imposibil să știi exact ce motivează comportamentul oamenilor în general, iar în particular nici atâta. Să ne imaginăm un mic experiment, dar care este foarte concludent pentru ceea ce urmează. Imaginați-vă următoarea situație. În fața voastră aveți o monedă de 50 de bani. Aruncați moneda în aer de 4 ori și pe un computer din fața voastră introduceți de câte ori a căzut pajură. De fiecare dată pajură, de fiecare pajură anunțată veți primi 5 lei. Deci, dacă spuneți că ați avut o reușită, primiți 5 lei. Dacă spuneți 20, dacă spuneți 4, 20 de lei. Dacă spuneți că ați avut 0, primiți 0 lei. Dacă spuneți am obținut de 4 ori pajură, obțineți 20 de lei. Totul este anonim, nimeni nu vă urmărește, nimeni nu pune la îndoială uh, onestitatea dumneavoastră, iar banii vor fi oferiți oricum, tot anonim. Și acum să ne amintim un pic ce ne spune statistica. Dacă arunc o monedă obișnuită de patru ori, probabilitatea să cadă de, de patru ori pajură este doar de 6,25%. Înțelegeți? Intuitiv că această probabilitate este mult, dar mult mai mică decât cea de a obține de două ori pajură, care este, de fapt, cam de 50%. Dintre oamenii care au făcut acest experiment, ei bine, cam 35% au spus am obținut de patru ori pajură, ceea ce este foarte improbabil. Dar partea cu adevărat uimitoare este să privim în cealaltă direcție, și anume că aproximativ 65% dintre oameni nu au spus acest lucru, chiar dacă în situația respectivă nu îi urmărea nimeni, nimeni nu le punea cuvântul la îndoială și singura consecință era că ar fi obținut mai mulți bani dacă spuneau patru. Nu știm dacă ceilalți au fost sinceri sau nu. Poate, un, poate câțiva dintre ei au fost și chiar au, chiar au fost 4, de patru 4 ori pajură. Dar... Foarte sigur este că cei mai mulți dintre ei au declarat mai mult decât era în realitate. Dar, fiind anonim, nu știm cine. Dar e important să observăm doar distribuția. Ce înțelegem însă de aici? Înțelegem că se pare că oamenii sunt motivați nu numai de recompense, ci și de anume, anumite valori intrinseci. Adică oamenii au un set de așa zise valori protejate. O valoare protejată nu e orice valoare, ci este una pentru care sunteți dispuși să plătiți un preț pentru a o respecta. Sunteți dispuși să plătiți un preț pentru a rezista, rezista tentației de a o încălca. Iar consecința este că vă simțiți mai bine dacă obțineți un avantaj într-un mod conform cu principiile și valorile voastre decât altfel. Dacă reușim să obținem un avantaj fără a ne încălca valorile acesta va avea o valoare mult mai mare. Și asta arată de fapt toate cercetările. Pe de altă parte, dacă obținem avantajul și ne încălcăm valorile, îl vom prețui mai puțin cu undeva între 25 și 50%. Poate chiar mai mult în anumite situații. Cantitativ vorbind, e un lucru important. Este și o vorbă în popor care spune că banii obținuți ușor, ușor să și duc. De ce? Pentru că nu îi apreciem. Exact acel 25-50%. Prin urmare, avem două viziuni diferite de împăcat. Pe de o parte, puteți face apel la costuri și beneficii, încercând să-i să convingeți pe oameni să se poarte într-un anumit fel, oferindu-le bonusuri. Pe de altă parte, puteți selecta oamenii cu care lucrați, în așa fel încât să aibă deja valorile, caracteristicile și competențele dorite în funcție de organizația voastră. Ideea cu care aș vrea să rămânem este că e în regulă să apelați la recompense. E foarte bine, dar gândiți-vă în același timp și la alegerea oamenilor potriviți. În loc să alegeți niște oameni aleatoriu, doar să corespundă ca studii, ca, ca și competențe, și apoi să căutați recompense care să-i facă să respecte valorile și principiile. Nu ar fi mai bine, mai ușor să alegeți din capul locului oamenii potriviți cu valorile și principiile dorite, care să vă, să, care să vă ajute să evitați multe probleme și să, de fapt, să câștigați și să economi, economisiți o grămadă de bani în organizațiile voastre. Altfel spus, merită să puneți oamenii, principiile și valorile pe primul loc. În proiectul nostru Netwin ținem cont de toate acestea avem recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect în funcție de performanță, dar întotdeauna punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc. Pentru un prim contact cu ideile ce stau la baza proiectului, puteți accesa linkul de pe ecran. Dacă aveți vreo sugestie sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea, a înțeles mesajul, sau și mai bine că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine! Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile de pe acest canal, nu uitați să vă abonați.